băieți. Bă, fiți atenți, bă, n-am mai uitat de mult aici pe servă, bă, și uitați-vă, uitați-vă și voi ce față am, bă, băieți, mor, bă, uitați-vă ce față are caracterul meu. Bă, nici ochii nu sunt buni, bă, băieți, stai să mă dau mai aproape așa, ca să vedeți mai de aproape, o, nu știu chiar așa. Uitați-vă și voi ce față am, bă, nici ochii nu sunt buni, am ochii cumva întorși așa. Bă, nu uitați să apăsați butonul de like, hai să vedem ce putem face aici pe servă. Bă, ai mașina mea, bă! O, tată. Uitați să apăsați butonul, dar înainte să începem acest videoclip, băieți, vreau să vă arăt aici, băieți, că eu sunt și să vă aduc aminte, de fapt, eu sunt live în fiecare zi pe Trovo, băieți. Suntem live pe Trovo în fiecare zi de la ora 17 până pe la ora 22. Și pe lângă FiveM ne jucăm și alte jocuri. Găsiți aplicația Trovo, este ca și YouTube, o găsiți pe telefon, pe Apple Store, pe Google Play, căutați Trovo, faceți cont, căutați Periculum, dați follow. Am și bifa aceasta aici, suntem undeva la 18.000 de persoane, probabil când intrați voi suntem deja 20.000, dar vă pup și vă aștept aici pe Trovo, pe toată lumea și hai să vedem ce facem astăzi cu bebica al nostru. Mă duc la poliție, de care-i treaba pe aici. Vedem în ce roleplay ne băgăm și noi. Băi, aparent se pare că am X5-ul ăsta al meu, sunt flashcă pe el. Doar că e stricat în pana mea, nu înțeleg de ce este thumbnail. Cred că la ultimul episod când am jucat aici pe server am avut ceva probleme din astea fizico-democratice. O să încercăm să reparăm BMW-ul ăsta dacă reușim în pana mea. Dacă reușim să le reparăm, că nu prea știu cum. Nu intra mine. Trebuie să ne mori, putem să sunăm la un mecanic ceva? Asta așa să încercăm noi. Băi, aparent, băieți, cred că am descoperit faptul că nu am, cum se numește, nu am un, ia să vedem pe ăsta. Să vorbim cu domnii ăștia de aici. Dacă ne bagă și pe noi în seu. Domnii, mă auziți? Puteți să-mi chemați și mie un mecanic, eu n-am telefon la mine și nu cred că pot fără telefon. Mie se funde mașina asta grav. Da, imediat. Ia uite ce de treabă sunt băieți aici, da, sigur că da. Ia să-i deschid eu capota. Sunteți nou? Sunt destul de nou aici în oraș, da. Am mai fost în trecut și m-am tuns skill, dar acum mi-a crescut părul, barba, cercei din astea așa drăguț, zici că i-am luat de la nevastă mea. Am ochii roșii în cap, cred că m-am drogat. Se mai întâmplă. Sunt și bun pe rime pe din astea. Vă place orașul? Da, sigur că da. Și multe gagici aici, e tot ce trebuie. Știi, să știm. Și în ce aveți când o duceți în poliție? Nu știu, domnule, să vedem ce s-o lega și pe aici, ce-o fi, că eu mă las în mâna sorții, cum ar veni. Nu-mi place să forțez nota. Deci hai să urmă așa. Bă, noi vă putem ajuta. Mă, sunteți o familie, ceva? Momentan nu. Sau sunteți armat? Nu, nicio armată. Deci noi, adică eu personal, colegul meu, vă putem ajuta cu ceva. Vă putem ajuta cu este viață mai periculoasă, dar vă putem ajuta să faceți mai ușor. Să fac niște bani? Da. Și faci aproximativ ușor. Păi aici eu știu că prin oraș să faci bani trebuie să dai un bum și bumul dai la bancă. Te duci la bancă, bum, mai spart ăla și apoi dacă scap de poliție... Nu, faci un bum, poți să faci un bum și pe ilegale. Păi da, dar și ce înseamnă un bum? Să faci bani mulți dintr-o dată și ușor. Da, ușor nu, dar la bancă este... mori. Ce? Da, pericol să mori. Schimb de focuri. Aul, de armă, mi-e frică de arme de din astea. Ce buze am, bă, băieți? Nu am telefon. Aoleu. Vreți să vă ducem să vă cumpărăm telefon? Păi merg, dar să vină domnul mecanic să-mi repare și mie bolidul. Am bolidul ăsta, ce-i dreptul, e mai vechi, dar e frumos așa, îmi place, sunt fleașcă pe el. De ce cercei am, băieți, mor de mine. Mă duc cu băieții să-mi iau și eu telefon, că deocamdată nu vine niciun mecanic să-mi repare bolidul. Pa, pa, bolidul meu frumos. Pare el. Dar voi tot BMW-uri conduceți. BMW-uri e mașină de mafios, mă, de gangster, de oameni respectați, nu?
și de asta. Mercedes și din astea băleri. Avem Bugatti, Lamborghini, orice avem. Aveți bani înseamnă. E. Stau acum. Ia mă, băi, să-mi cumpăr și un telefon. Aia zic, tati, unul vreau să-mi. Ce mai mi-au pe aici, sac? Ia și trei saci. N-ai suficient bani, unul, pot să-mi iau unul? N-am bani, mă, să-mi iau un sac în pana mea stație. Nu-mi trebuie stație, dar vine atârna coptele. Tu să descule unde ți-o zarul. Un sac vreau, mă. Sedă, chimie, laptop, brichetă. Dar unui mâncare nu-ți cumper, mă, de aici. Bă, dar mâncare de unde-ți cumperi, mă? Dar mâncare de unde-ți cumperi? Care? Aha. Stai așa că vine acolo. Mamă, am băgat ăsta la spate, telefonul. Mă, dar în galerie, mă, aici nu cred că în galerie. Auziți? Da, da. Îmi dați mie numărul noastră pe telefon? Ia stați așa, băi, să-mi fac și eu cont. Dacă vreți, mă duc direct la mecanic. Păi și mă duc fără mașină. Poftim? Mă duc fără mașină. Și scoateți din garaj de acolo, gen, vă tractează domnul și eu. Hai până acolo să mai sun și eu dat aici, în parcare la noi, unde naiba era, mai în stânga, cred. Și sun la mecanici. Uite, mă, că n-a furat-o nimeni pe bătrâna beții. Mă mai auziți acum? Da, da. Dai numai o secundă să vedem dacă descoper și eu să chem medici aici ăsta mecanici. Cum naiba fac băieți? Aici? Nu taxi, aici. Bă, cum îmi scrie tastatura asta, bă. Hai să vedem dacă îi răspunde un domn mecanic drăguț. Sigur că da, de ce nu? Nu. Ia uite-l pe ăsta ce mașină are. Ți-am dat un mesaj, ești tu numărul de acolo. Domne, ești mecanic, domne? Nu, domn. Ce dracu-i cu tine, mă? Ce-i cu tine? Doamne ferește. Bă, dar tu vezi că suntem îmbrăcați la fel aproape? Dar dă-ți ochelarii aia jos. Tu uite ce ochi, cam ochii roșii și nebun. Da, uite-te și la mine. Mamă, trebuie să mai mișto. Uite ce cercei, zici că i-am furat de la nevastă ta. Am vrut să mă duc la poliție, să te dau, dispărut, băi. Dar de unde e mașina? De unde ai ciordit-o? Am cumpărat-o. Du-te, mă, de cu de aici. Fără Caterin, că e a mea. Cât costă? Nu știu, am luat-o cu un dolar. Am înțeles. Domnul, mersi frumos, domnilor, că m-ați ajutat. Să trăiesc, Doamne, ajut. Nu uitați, nu aveți nevoie. Sigur, că dau orice nevoie am în oraș, te sun direct, da? Zi bun. Mersi frumos, salut. Ce chelie ai. Mi-a crescut părul, mă, ești nebun. Hai că mă țin după tine. Mama, spart ăsta. Și... Poți să mor la mine mașină, băieți. Ia uite-l, bă, pe Andrei, cum a apărut el aici pe server, bă, băieți. Nu merge, bre, gata. Merge, dar am nevoie de un mecanic. Știi cumva unde sunt mecanicii? Ce? Știi cumva? Dă-mi și mie repede numărul tău să te bag aici. Notez, da? Zi. 0783 873 da. 616. Gata, am primit. Domnul, ești cumva mecanic, domnul?
Am eu o trusă la mine. Păi și pot să mă ajut și pe... Bă, dar parcă mi-e reparată mașina, mă, sau mi se pare mie, că nu mai iese fum de-n ea, să dea daci dacă mai iese fum de-n ea. Nu știu. Bagă și mata trusa aia în ea, domnul. Bagă trusa în ea puțin, vezi dacă merge. Da, da. Bă, dar parcă stă mult mai bine, bă, cu torul ăsta, mă. Da, 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 ai ceva de vânzare? Eu vreau să cumpăr. Bă, am o locație legală, fii atent. Eu mă duc pe la nevastă sau unui polițist de aici din oraș. E și nevastă sa polițistă, dar ea mai vrea, știi, să cadă așa în plasă, înțelegi? Dar e locație legală rău de tot. Nu știu cum, bă, o cheamă pe polițistă, bă, ceva cu să... Bă, locație legală de droguri, mă, ești. Iartă-mă, bre, dar de ce-mi vorbești urât? Agent Andrew Smith de la LSPD, vă rog să vă dau jos de pe motor. Na. Să mă dau jos de pe măta, zi, mă, ai locație. Bă, poate vrei să te dau jos de pe motorul ăsta, măi. Haide, mă, zi, ai locație. Da, n-avem, bre, n-avem, bre, n-avem, bre, nu vezi că noi suntem pe aici, de unde să avem locație? Ești nebun la cam, vezi că avem X5, tu la ăștia cu X5 vii să cer locație, du-te la aia cu Lamborghini, cu din ăla. Bă, ăsta-i bulion, mă. Bă, voi aveți tupeu cu mine și să-mi bag pula de mă dau jos numai bricege, vă bag, bă, dați-vă în pula. Bă, du-te, dracu, că ia băteți-mă pe ăsta, mă. E pe ala. Ia dați-mă un pic. Ia. Scuze, scuze, scuze. Păi tu cu noi te dai, mă. S-a ridicat. Voi vă dau, mă, cine ești tu, mă? Zi cine ești tu, mă. Băteți-l, mă, nu pă, dați-l. Zi, mă, mortule, cine ești tu, mă, de ai tupeu cu mine? Ia de aici, a futus mort. Ia dați-l, mă, jos, mă. Ia dați-l, mă, jos. Da, bă, că te dau jos. Ia dați-l, mă, jos, mă. Da, bă, fraiere, culcat. Păi tu cu noi o dai, mă, gunoiule. Ia dați-vă, dați-vă ăla că de aici, dați-vă ăla că de aici. Lasă-l că e mor, ce să-i mai dai? Culcat. E leșinat. Filmează-mă tu și pune pe Facebook. Nu ăsta, nu ăsta, nu ăsta. Păi eu fac live pe Facebook. Na, bă, vedeți, bă, bombardierilor, țineți minte aici, nu vă luați în gură cu băieții de stradă, că noi am crescut pe aici, înțelegi? Noi vă leșinăm cu tot cu cuții, băi, înțelegi? Dacă băieții au respect față de tine, ai și tu față de ei. Nu contează că ai un cuțit, da, în buzunar, bulioane. Înțelegi? Bulioane. Țineți minte, aveți respect față de oameni, că dacă nu vă luați bătaie, indiferent de mafios ce o să fii voi. Vă luați bătaie de la ăștia, mă. Ce facem noi pe mafioți? Aulu, nu. Auziți, îmi dai și mie niște bani, că când mai mă plim cu bicicleta. Ce faci, bre? Am vrut să știu sângele ăsta de pe jos. Hai să-l ducem pe Dănuț, mă duc să-l duc pe Dănuț la spital. Bre, că și noi suntem cu BMW-ul la Vai și Amar de noi suntem. Bre, mă duc să-l duc la pe ăsta, la spital. Hai să mergem, hai să mergem. Auziți, vreți un Porsche Macan? Păi tu, că dați-mi și mie bani și apuci că vreți un Porsche Macan. Eu nu știu cum arată în pana mea și îl mă întreabă. Bre, hai la spital. Salut. Fure motorul ăsta, ia motorul, bă, ia-i motorul ăla, mă, nu mai umbla cu bicicleta. Bă, bulioane! Bulioane, ia-i motorul ăla, mă, nu mai umbla cu bicicleta. Bă, ce bucată i-am dat ăla, mă, de s-o da la noi, bă. Bă, ăla se ia cu noi în gură, mă, nu știi că noi suntem bagabonți de mici? Noi suntem bagabonți, mă. Ușor, băieți, ușor. Ce să conduci, mă? Mă, nu pot să... Hai că-l duc acum, Bri. Noi suntem vagabonți. Ce mea vreți? Eu sunt gamer din ăla în ritm. Mă joc cu tastatura cu din astea. Să rog la domn medic. Tot timpul am avut o slăbiciune pentru spitalul ăsta. Am adus și eu pe domnul ăsta. Dar și eu cred că mă simt rău un pic. Vă rog, eu lăsați-mă să pun mâna pe bătută. Vreau să-l pe ăsta, pe bulionul ăsta. Bă, ieși, mă, afară, bulioane, de aici, da, mă. Îndepătați-vă, vă rog frumos. Dacă las jos, îl puteți ajuta? Da, 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 ce apăsiți, mă, să vedeți ce apăsiți și vă zic dacă pot. L-a bătut unul, domne. Și l-a bătut unul. Genial, stătea așa liniștit și dintr-o dată a căzut într-un cuțit, cumva, nu știu cum să zic. Într-un cuțit? Păi și ce în zonă? Să știu dacă îl pot salva. Păi, i-a dat unul brișcă la stomac, ce să facă? I-a dat brișcă la stomac. Haideți că bandajează repede, că să nu pierdă sânge. Domnișoară, m-auziți?
Doamna doctor. Bă, nu mai fi mă nesimțit, porcule, că poate te dau eu. Ieși afară de aici. Gata. Lucra aici înainte o domnișoară cu părul mov așa. N-am mai văzut-o de mult. Nu mai lucrează aici? Aoleu, dumneavoastră sunteți. Mamă. Sunteți bine, domnule. Dar de ce v-ați vopsit? Ați auzit pe domnișoară? Mă simt puțin bine. Dar cine v-a ce frumos erați cu părul mov, domnișoară. Uităm pe telefon. Dacă și... știți, de când am mai venit la spital aici, eu numai la dumneavoastră m-am gândit, să știți. Am avut atâtea clipe grele, singurele. Ia auzi. Doamne. Auziți? Îmi dau și mie un banc ca să... Uite-l ăsta-i. Salam, auzi? Da, domnul, vă aud sigur. Și un revive, bă, frate, că nu merge camera asta, merge prost. Mă auzi? Da. Uite, băiatul ăsta mi-a zis că i-ai făcut roleplay scârbos, fără să-ți permită. Păi, ce înseamnă roleplay scârbos? Slash epi, frate, pe mine. Păi și nu mi se pare scârbos, gen. Păi și ăsta e roleplay scârbos? Mie nu sper că e roleplay scârbos. Cum să nu fie roleplay scârbos, ești nebun? Hai să vin la tine, în realitate, să mă piși pe tine, păi nu-i scârbos. Păi și tu că înjuri, gen, că tu înjuri, gen, și ăsta, nu, ăla nu e scârbos, gen? Cum înjuri? Păi eu înjuri în caracter, frate. Păi și eu m-am pișat pe tine în caracter. Mamă, da, bă, tu știi roleplay, bă, trească, mai ești YouTuber și n-ai habar să faci roleplay. Păi, tu de asta ai făcut toate astea, de asta ai și vorbit urât, de asta te-ai și dat în spectacol aici. Nu, eu nu știam, că ești, am văzut acum, nu știam, stai liniștit. Mă uit eu la tine, mă, eu n-am la ce să mă uit, mă uit la pericol. Păi asta zic, stai liniștit, nu te supăra. Mă uit la pericol, se joacă pe profund. Gata, tati, nu, liniștește-te, nu te supăra. Bun. Ți-ai făcut roleplay-ul, ți l-ai luat, ce vrei? Eu nu-i dați revive, băi, că am murit în roleplay. Vă las să vă continuați în continuare, ok? Păi, da, dar tot mai scos dintr-un rol. Păi nu vă mai luați după toți bomba alea de pe aici, că ăștia se joacă numai cu admini, frate. La orice rol play cheamă admini, indiferent dacă au greșit ei sau ei sunt pe admin, să-și vină în gira și să folosească ăsta. Păi, în rol play trebuie să lași de la tine, frate. S-a întâmplat ceva, na, lași de la tine să se ducă așa. Scăl a început cu bomba arghirizme, cu deșa. Ne-njura pe aici că noi eram vreo 3-4 și am venit, bă, luați locații, domne, n-avem noi nu știu ce. Pe acolo am făcut un pic de caterincă, că mă duc pe la o nevastă a unui polițist, că dacă îi dau locația. Și a zis că nu, bă, că ce mă luați pe mine, că futu-vă, că facă-vă. Și s-a dat jos după motor la noi și zis că l-am bătut. Și ne-am pișat pe el gen în roleplay așa doar pentru treaba asta, că el era bombardier, noi eram 3 persoane și el se dă jos la noi să ne bată. Ok, bun. Cred că avem. Bam, frate. No, bun, dă-i gel ăsta. Aolo, hai mă să plecăm că nu pot cu drăd. Băiatul ăsta are probleme pe mine, out of... Ia-l în brațe pe Dănuț, nea bebe. Ai filmare? Bă, frate, ți-o recunoscut! Și tu nu-i dai gel? Nu mai plânge, domnule. Dacă n-am o acceptă să pierzi. Băi, ți-o recunoscut, bă, admine, ești prost. Nu e adevărat, mă, nu recunosc nimeni. Nu mai plânge, puiu. Recontinuăm probleme tehnice. Aoleu, frate. Băi, poate că se consideră, poate că băiatul are roleplay, dar băiatul, ei toți când mă întâlnesc cu ei, dacă ori sunt două tipuri de băieți. Trei tipuri de fapt. Sunt oameni care nu mă cunosc și fac roleplay random. Sunt oameni care mă cunosc și sunt super de treabă, cum au fost și băieții în doi albi, și sunt oameni retardați ca și băiatul ăsta, gen, care încearcă să se dea în spectacol, să fie ei, să facă ei, să dea, na. Și dacă le faci ceva, cheamă adminul, gen, că na. Ei joacă numai după reguli, gen. Auzi? Eu aud. Băi, rămâneți puțin aici că mă duc să vorbesc și eu cu domnișoara, vă rog frumos că m-au tras ea și n-am apucat. Nu vii și tu, băi, stai acolo. Stai acolo, mă, că mă duc să vorbesc și eu, că nu pot să-i cer numărul dacă sunteți 40 după mine. Gata, băiți, m-am băgat aici. Băi, îmi pare rău că s-a întâmplat asta, dar în acest fel. Sărbuna domnișoara. Știți de ce am revenit? Bine, am avut o problemă. Na, când intru în oraș mai am probleme din astea și acolo. Mi-aș dori tare mult dacă mi-ați dat și mie numărul dumneavoastră de telefon. Numărul meu de telefon? Da, sigur că da. Dar dumneavoastră nu aveți prietenă? Nu, am. Știu, așa știam, că sunteți însurat sau că aveți o prietenă. No. Nu? Mamă, nu pot să scriu. Exclus, domnișoară, așa ceva, nu se poate așa ceva, eu încă nu mi-am găsit jumătatea cum ar veni, nu mi-am găsit fericirea, dar de fiecare dată când vin aici la spital, în prezența dumneavoastră, mă simt din ce în ce mai fericit. Practic, cred că vreau să mă angajez aici, să fim colegi, o viață.
Ce veste minunată. Nu, minunată este dumneavoastră. Asta știam. Aolo. Și foarte modestă. Eu? Mersi. Că mersi aici, a zis mersi, mă. Aolo. A, știi care e numărul meu de telefon? Dacă apăsa 112. Au, și vă găsesc acolo? Ia să vedem. Da, mașina aia, mașinăria aia de acolo. Nu e, n-avem. Are pufuleți? N-are. Surprize? 1, 1, 2. Are potato, dacă îl spargi, să vezi, mă, ce pufuleți cu surprize are. Da, cartof, are. N-are. Hai, pitic, să merem. Dar cum se numește asta? Că eu nu știu, eu sunt din Dăbureni. Pitic. Celălalt 1, 2, 2. Hai să merem, pitic. Pistic sau pitic? Ah, ok, nu mai bine. Auzi, mă, vezi că dacă sună la medic și îi răspunzi tu, vezi că ți-a numărul, că rămâne salvat. Da, cu ce? Care e celălalt 1-1? Că nu știu care e 1-1. 9-1-1. Da, ăsta. Să-mi pleci acum. Mamă, ce faci, bossule? Nu știu, dar a venit prea curii pe mine. Uncle. Ce să facă bine? Ce faci, mă, Mihai? Ui, da. Domnul doctor, mă, și seama, crezut că a venit direct pe mine, zic, ia, uită-mă, încă unul. Domnișoară, nici nu știu, și în prezență, mă ia și cu emoții, mă ia cu palpitații, cu să nici știu cum să mă... Hai, că te-ai stricat. Ce să zic acum, că aș fi să zic, iubesc, ai prea de vreo. Acum că am numărul dumneavoastră, o să vă dau, sunt mai curajos în mesaj, o să vă dau un mesaj, ok? Că sunt foarte rușinos. Aolo. Ce-i, bre? Sunt rușinos, bre, cu gagicile, bre. Mă, sinucid! Ia dă-ți bluza jos, bre. De ce? Dă-ți bluza jos. Am băiat copulă cea târnă. Eu cu nea bebe, gata, așa rămâne. Eu nu mă schimb, mă, nu vezi ce șmecher sunt așa. Tu n-ai deloc ochi. A, mă, dar sunt roșii pe în cap, cea. A, da, mă. Ai venit mai mișto. Am lentile, dă-le. Amintirile mă chinuiesc. Domnul polițist! Iată-te, mă, așa. Domnul polițist, ce vă ascundeți, domnule, aici? Vrea dânsul să se arunci. Dă-l drept cum că scăpăm de el. Ăsta e bulion, domnul. Băi, nu seri. Nu seri. Hai aici, hai aici, aici, aici. Uite aici. Uite aici și se întâmplă că e un accident. Hai, te apropii de ea și îți fac eu un pivânt. Brei, dar nu se aruncă de... Da! Lăsă-mă. Băi, eu am murit și el, nu, bă. De ce ai făcut lucrurile? Bă, când ne-am dat cu pumnul, băieți? Mamă, frate. Trebuie că mă duc să-l trateze domnișoara medic. Bă, n-ai cum, bă, când am dat cu pumnul, băieți, ați văzut și voi, bă, ăla sărise. Să te duc la domnișoara medic, să vezi. După medici, dacă sporți, bă. Domnișoara medic, uitați-l pe domnul. Îți morți, a zis domnul că e mort. Așa au zis că e mort. S-au aruncat, a vrut să-l împingă pe un dâns acolo de pe ăla. Am și o întrebare, de ce nu luați doberele de matriculare? Cum o să fii mort, mă, dacă piși de acolo, mă? Bă, cum o să fii mort dacă piși de acolo, mă? Pe unde e, cum a spus? Domnișoara medic, e aici, sau acolo, poate, dumneavoastră, așa. Da, stați că-l ia la terapie intensivă. Ăla jos mai acolo. Știi că-l duc eu, ca să-l duc eu. Îl duci tu? Mhm. Ia, du-te ocup de el, eu doar ți-l duc. Da, eu mă ocup de el. Ia uite-mă cum să... Nu mă confunda cu Madalina, să fac lucruri de alea magice, cum știe ea mai bine. Las că mă știu eu și pe... Mamă, ce faci, bric? Uite, mă dau cu Sania în frigider. A leșinat ăsta? Nu, am deschis congelatorul ca să trag o leacă de aer. Mamă, ești bine, mă? Vedeți-mă, vă rog. Uite-l mai și rog. Dar dânsul a zis că e mort. Ce rost mai avea să ne cheme, nu știu. Să-i declarăm decesul doar. Lovit cu capul de ciment și
A căzut psihic. A căzut psihic. Bă... Lasă-l aici. Pe care poate? Nu, lasă-l aici. Hai băi, că mă salvează domnul Șer acum. Da. Aia zic. Ce-ți-o și bără, ce faci? Eu mă uit să văd ce-s ăsta. Aveu. Ce-am găsit? Bă, Eva, uite la mine. Ce-am găsit? Mamă, nu vreau să nu vreau, nu pot mă pot ridica, mă, ești nebun. Mă remerge asta cu chat-ul să-l opresc? Nu mai ce, nu, că nu aici. Aaaa! N-am apucat să prind poză. Mai are domnul ceva acolo. Ți-aduc trusa? Ți-aduc trusa? Nu. Păi eu ți-aduc aici poate să iau aici. Aoleu. Îl ține pe pat pe domnul, să-l bandă. Vezi bine, domnul? Mamă, mă pun pe pat aici? Ara? Oriunde. Dar duc eu bandajele sau pun. Merge cu detrimente. Toate bune, domnul. Tăuleu, domnule, am căzut, dar acolo nu știu dacă m-ați văzut cum am căzut. Am văzut, n-am văzut. Pe bine acum auziți, domnul, că ați decedat, dar văd că n-ați decedat. Păi, care decedat, domnule, am căzut de la 4 metri, am decedat. Așa au spus domnii, așa au spus domnii. Păi m-au fi văzut că mi-am pierdut cunoștința. Nu-i problemă, plătesc că vreau să... Aoleu, domnișoară, ce frumoasă sunteți. O vezi de dedesubt, a? Poftim? O vezi de sub. Da, o văd, îi văd, are buze cărnoase. Mușcă din el. Domnișoară, cred că v-am furat cercei. Nu suntem mei. Tata l-am bandajat. Domnule, dar ați căzut cu capul de asfalt, ce s-a întâmplat? Da, domnule, a vrut unul să sară. A vrut unul să sară, domnule, după, să se arunce de acolo după spital. Eu am vrut să-l prind și am căzut cu tot cu el. Înțeles. Mă ridic eu să o veniți dumneavoastră și... Silucicaș. Mai rămâneți puțin să vă odihniți. Totuși aveți o rană la cap. Da. Ți-a mințit? Mai mult îndrăgostit, dacă mă tot întrebați. Da. Așa, așa mă ia și pe mine, să știți, tot așa mă ia cu rău cu... Opa! Bă, de ce faci? Am vrut să fac asta, te-am dat din greșeală. Unul ești în calciu. Pe mine m-ar ajuta mai mult dacă... aș... da. Colega, ai vezi unde pui mână. Dar eu când eram așa inconștient, nu știu ce am auzit, cea de Madalina? Mi s-a părut doar. Că face nu știu ce minuni cu... Cred că aș dori să o, să o cunosc. Doriți să o cunoașteți pe Madalina? Mhm. Deocamdată ea este, nu este în oraș, e puțină vacanță. Aolo, cam cât, cam cât timp s-a dus? Nu se știe. A, am crezut că s-a dus în vacanță fără să vrea, că știți, se mai trimit oamenii în vacanță. A, câte o zi, câte 7 zile. A, pe acolo, pe la Banat, știu, știu, știu. A, deci a plecat de bunăvoie, cum ar veni. Da, și-a luat-o în voire pe o perioadă. S-a dus în Maldive. Cu soț. A, o luare și soț? Nu știu, are mă soț. Eu știam că are. Atunci eu nu știu dacă are sau nu. Dar dumneavoastră aveți? Nu și nici nu caut. Domnule, ce-a sărit așa? Ce-a sărit așa că arzi din pat? Poftim? Ce v-ați ridicat așa din pat? V-ați revenit? Ce-a sărit așa că arzi din pat? Păi, nu știu, am simțit așa că îmi pierd timpul, știi, și... Nu vă pierdeți timpul, domnule, vă faceți mai bine, nu vă pierdeți timpul. Am ochii roșii de durere la ce am auzit acum. Ia dă-mi să mă uit la dumneavoastră. Îmi curge sânge în ochi. N-aveți, doamne, ochii roșii. Să-mi dau cercei ăștia jos, că... Doamne, dar n-aveți ochi.
Am cum să n-am, dar sunt ochii roșii. Ce vă uit, domnișoară, nu vă uitați atât de profund în ochii mei, să nu rămâneți însărcinată. Aoleu. Nu așa să rămâne însărcinată. Asta zic. Domnul n-a avut parte de pizda la viața lui. Mă simt așa bine, sunt, cum să vă zic, sunt tratat bine aici. Să știți că e cel mai frumos spital unde am venit vreodată, cum ar. De fiecare dată când vin la spital mă întâlnesc cu domnișoara. N-avem noi cele mai frumoase angajate, ia spuneți domnul. Oh. Păi domnișoara ultima dată când am venit era roșcată și avea așa o, cum îi zice, avea un picior peste picior. Nu confund, cu știu bine. Vezi că știu mai bine decât tine colegul dânse care stai cu ea în fiecare zi aici și nu știi cum se îmbracă. De puțin timp aici, n-am stat întotdeauna. Asta da. Când eram tânăr. Și eu sunt de puțin timp aici, dar tu... Ești la mine aici de foarte mult timp. Unde aici? Ce drăguț. Într-o zi cred că o să am mai mult timp să ne cunoaștem mai bine. N-avem. Nu cu domnișoara, nu cu dumneavoastră. N-are. Da. Mă simți mai bine? Da, mă simt foarte bine, excelent. Nu știu, dacă îmi dau bluza asta jos am impresia că am niște probleme, nu știu. Aveți un glonț în spate, cred. Da, am de un sound, o nică e o pată de sânge. Aba, nu. A, nu. E prost. Nu e. Putem să ieșim afară că mă ia cu căldură așa și... Haideți afară. Haideți. Dar ce mergeți, doamne, așa cărcănat? Câte puțin. Aș merge în spatele noastră toată viața. Vă mulțumesc frumos, domnișoară. Nu mai știu cum vă cheamă, Eva. Eva, mamă, ce nume frumos. Sunteți prima cum ar veni. Cum vă cheamă, domnule? O să vă trimit un mesaj și ne cunoaște mai bine acolo. Se rămână, mulțumesc frumos. Auziți, domnule, dar cum vă numiți? Nu știu, domne. Trească poliția română. Să rămână, n-am făcut nimic, să trăiți. Bună ziua. Dați-vă că mă rog. Așa. Domnul Alex, ia Alexe. Da. Ia lea bebe, eu am chemat poliția, să vezi. Știi ce mi-a făcut domnul șef de la poliție, de la medic? Ce? Intră cu mine. Alecui sunt aceste două mașini. E a meu, e optul ăla, ia. E optul, îl luați și îl mutați. Bun, domnule, eu vă spun mutați în felul mașinile. Următor. Poți să vorbesc? Vă aud. Bun, eu eram acolo, domnule. Să vă privesc și eu, inspector Ismail Alexandru. Încântat, domnul șef de la medici, cum zice da. Cetul. Care nici nu este îmbrăcat în uniformă pentru a fi on. Băieți, cam aici se termină episodul nostru pe astăzi, băieți. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să... Apăsați butonul de like, exact. Nu uitați să veniți pe Trovo, băieți, acolo facem live-uri în fiecare zi. V-am pupat pe toți și ne auzim mâine într-un nou episod. V-am pupat!